De a ocupa locurile pe scaune, dacă nu vă cer prea mult, nu știu cu ce veți rămâne din vizita mea la dumneavoastră, dar vreau să nu uitați motoul. Aspiră să inspiri înainte să expiri. Și înainte de asta, jos, o să vă rog să dați mâna cu persoana din față, din spate, stânga sau dreapta și să le spuneți motoul vieții. Dacă ați dat mâna, vă rog să ocupați locurile. Ne bucurăm să fim în seara aceasta din nou împreună. Vreau să mulțumesc conducerii bisericii pentru cinstea care mi-o face de a sluji din cuvântul Domnului. Iar pentru predicatorii care erau programați să slujească le cer iertare, și ceea ce pot să fac este să invit să predice la București. Asta pot să fac. Ne rugăm ca și în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să mulțumesc familiei Murza, fratelui Petrică și sora Tincuța pentru că ne găzduiește o familie din România și o familie din America. Dumnezeu să vă răsplătească familia Murza și să vă umple de bine binecuvântări. Amen. Pentru conducerea bisericii vreau să vă felicit pentru că seară am fost invitați la ospățul familiei Hullem, la Rodica și la Ionatan al meu și am ascultat tinerii dumneavoastră care au cântat tinerilor. Vreau să vă spun că am harul să călătoresc în lumea aceasta, dar voi sunteți speciali. Dumnezeu să vă răsplătească, am văzut sinceritate pe fețele voastre, am văzut cum îl iubiți pe Domnul. Frate păstor, să fiți mândru, că a plecat păstorul, frate Dumitru să fiți mândru că aveți asemenea tineri în biserică. Acum, sunt foarte prudent în afirmația care o fac și sper ca păstorii din Australia să nu se supere pe mine. Dar dumneavoastră, și am spus și fratelui Beni și prietenilor cu care am fost zilele trecute, am spus și la fratele Dumitru, Dumnezeu v-a ridicat ca să fiți o biserică fanion în Australia. Și aș vrea ca să vă luați rolul de biserică fanion. I-am propus la fratele Beni, Urmează să discutați dumneavoastră la comitet. Pe lângă convenția pe care se face anual, și fie o biserică pe rând ia convenția, v-aș recomanda dumneavoastră, ca biserică Fanion, să aveți convenția dumneavoastră cei din Pert. Pentru că sunteți bine binecuvântați și ca număr, și am văzut că și aleluia curge aici la dumneavoastră. Așa că puteți duce orice convenție să fie o convenție care să o faceți tei din per, pentru că sunteți binecuvântați de Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Aseară am vorbit din Luca, capitolul 1. În seara aceasta, pentru cei care aveți Biblii, vă rog să deschideți la Luca, capitolul 2. Și aș vrea să vorbesc din Luca, capitolul 2. Și mi-am intitulat predica Datorii în viață. Am văzut că la dumneavoastră poporul nu prea răspunde. Eu sunt obișnuit în biserică, când pun întrebare la noi, la Harul, la București, să răspundă. Vreau să văd în seara aceasta dacă dumneavoastră puteți să-mi răspundeți la întrebarea: Care considerați că sunt datoriile pe care noi le avem în viață? Vreau să vă aud biserica să-mi spuneți datoriile pe care noi le avem în viață. Cineva spune pocăința. Social, spiritual. Să fim martori. Altă datorie. Vreau în seara aceasta să învățăm din Luca, capitolul 2, câteva datorii pe care cuvântul Domnului ne-învață și ar trebui să le aplicăm. Prima datorie pe care doctorul Luca o prezintă în capitolul 2 este datoria de a respecta legea. Și citesc cuvântul Domnului din Luca, capitolul 2 de la versetul 1 la 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut în tâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Versetul 3. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a sui și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat în troiesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei." Prima datorie pe care noi o avem și care o învățăm din cuvântul lui Dumnezeu este datoria de a respecta legea. Am văzut că la dumneavoastră în Australia legile sunt destul de stricte. Dar pentru noi, ca și copia lui Dumnezeu, noi trebuie să respectăm legea. Vreți să vă spun și să nu vă supărați pe mine Dumneavoastră, care sunteți români ca și mine, nouă ne face plăcere să încălcăm legea și să o luăm pe scurtături. Așa am fost noi învățați. Și vă dau un exemplu, și să nu vă potigniți. Ne-a binecuvântat domnul la școală cu o mașină nouă și am plecat să cumpăr instrumente. Și când m-am văzut cu mașina nouă, un Volkswagen, un TRAC, eram cu doi frați și am ajuns în Germania, că de acolo trebuiau. Și când m-am văzut eu pe autostradă, am băgat viteză. Și am dat la viteză cât mergea mașina. După mine vine ispita. Și vine mașina poliției și mă tot semnalizează, mă tot semnalizează. Și eu zic că te frați, ăsta cred că vine după mine. Da. Când trag pe dreapta, începe să-mi vorbească Polițaiul în engleză și eu, copil foarte credincios, i-am prezentat actele și 50 de euro să-l binecuvântesc. Și polițaiul s-a uitat la mine și a zis: Ce profesie ai? Și i-am spus și profesia că sunt pastor. Și noi am fost învățați că noi nu dăm ciubuc, noi binecuvântăm. Dumneavoastră știți termenul acesta. Ce spune polițaiul, zice, ascultă Ioan, eu sunt bun cu tine, dar pentru că tu ai căutat să mă mituiești și tu n-ai respectat legea, aș putea să-ți iau mașina și să te duc la închisoare. Ceea ce ai făcut cu mine acum, să nu mai faci niciodată cu nimeni. Și m-a învățat polițistul E obișnuit ca în România să ne înțelegem cu milițianul, cu polițaiul ca să dăm. Vă întreb în seara aceasta, dumneavoastră care mă ascultați în biserică și cei de pe internet, a fost vreo situație în care nu ai respectat legea? Vreau să te gândești în seara aceasta la situațiile în care nu ai respectat legea. Și Luca prezintă așa de clar, când toți se duceau să se înscrie, Iosif și Maria s-a dus să se înscrie. Doamne, dă înțelepciune să respectăm și legile statului, dar și legile Bibliei. Puteți spune mai tare, amin? amin? Cam slăbuți, mai vreți să călcați legea. A doua datorie despre care vreau să vorbesc este datoria de a sluji cu credincioșie la locul de muncă. Și citesc cuvântul Domnului de la versetul 8 la versetul 20 și să nu vă supărați că pasajul este un pic mai lung. Este vorba despre păstorii din Betleem. Versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de straje noaptea în prejurul turmei lor. Vă întreb în seara aceasta, păstorii erau la datorie? Deși era noapte, ei erau la datorie. Și să vedeți cum răsplătește Dumnezeu persoanele care își fac datoria. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor. Și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii, de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haide să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Și după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prung. Și toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Iar versetul 20, aș vrea ca dumneavoastră biserica să citiți cu voce tare versetul 20. Amin. Vă supărați dacă vă cer să spuneți mai cu patos, să citiți versetul Domnului? Cuvântul care spune Luca, să mai repetăm odată dată versetul acesta, versetul 20. Tor slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Lăudați să fie Domnul! N-aș vrea să pun întrebarea pentru cei care au o firmă sau au un business al lor. Dacă cei care se declară creștini își fac datoria la locul de muncă. Să nu vă supărați. Una din durerile pe care le am e pentru cei care se declară pocăiți, dar la locul de muncă ei nu sunt model. Pe timpul comuniștilor a stat de vorbă cu un frate care, nu știu, așa s-a născut el, avea magnet la mână, ce vedea, punea mâna și lua. Și l-am oprit într-o zi, auzând de ceea ce face și am zis, frate, nu te supăra, noi suntem pocăiți. Frate Marinel, nu știu ce se întâmplă cu mine, știu că nu-i voie să iau, dar vă mai spun ceva. Nu fur de la persoană, fur de la stat. Și am zis, nu. Noi trebuie să ne facem datoria la locul de muncă și să fim corecți. Și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea un duc de corectitudine. Că ne vede cineva sau nu ne vede, să știm că Dumnezeu este deasupra și ochiul Domnului privește peste noi. A treia datorie pe care vreau să o prezint în seara aceasta este datoria de a aduce copiii la casa Domnului, să-i aducem înaintea Domnului. Și am să citesc versetul 21 la versetul 24. Când a venit ziua opta în care trebuia tăiat împrejur pruncul, I-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger, înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Am un cuvânt pentru părinți în seara aceasta. Dragii mei, Indiferent de vârsta copiilor, noi aducem pe copii când sunt mici, aducem la binecuvântare. Câte vreme copiii ne ascultă, vin la biserică, dar există o vreme când copiii nu fac ce spun părinții. Aș vrea în seara aceasta să vă încurajez și să vă subliniați în Biblia dumneavoastră. Iosif și Maria, versetul 22, au adus pruncul la Ierusalim ca să l înfățișeze înaintea Domnului. Nu vă opriți din a vă ruga pentru copii, indiferent de drumul pe care îl parcur copiii, că sunt drogați, că au făcut alte lucruri de care nici nu vreau să le pomenesc, că mi-e rușine să le pomenesc de la acest anvon. Le-am spus copiilor mei și am zis Vreau să știți, chiar dacă vreodată veți face lucruri care nu-mi fac cinste, vreau să vă spun că, tată și mama e lângă mine, n-am să încetez să vă iubesc și să vă duc înaintea Domnului. Iar Dumnezeu care ascultă rugăciunea, într-o zi, îmi va da răspuns la rugăciune și tu nu poți să mergi pe drumul pe care vrei tu, pentru că rugăciunile noastre sunt ascultate. Avem datoria să-i aducem pe copiii noștri înaintea Domnului, să ne rugăm pentru tinerii biserici Și m-am bucurat de rugăciunile care s-au făcut pentru cei care sunt în nevoie și ne rugăm ca Dumnezeu să s-atingă acolo unde sunt ei. A patra datorie, pe care Luca o prezintă în capitolul 2, este datoria de a avea o viață sfântă. Și aici. Să nu vă supărați. Am să citesc de la versetul 25 la 38 pentru a înțelege cuvântul Domnului. Noi putem să păcălim conducerea bisericii. Putem să facem tot felul de mizerii și să ne ascundem de frați. Dumnezeu ne cunoaște și el numără pașii noștri. Dar avem datoria de a ne apropia de Dumnezeu și de a trăi o viață sfântă. Și citesc despre două persoane care sunt legate de inima mea, bătrânul Simeon și Ana. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângăierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnul. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus, ca să se împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simion l-a luat în brață, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Și trec la versetul 36. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Versetul 38. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Sunt bucuros că Dumnezeu are persoane care se apropie cu sinceritate. Și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne vorbească la fiecare din noi în mod personal, să avem o viață sfântă, să avem o trăire după cuvântul lui Dumnezeu. Iar pocăința noastră nu este să impresionăm pe cineva, ci pocăința noastră este pentru gloria Domnului și apropierea noastră de Dumnezeu. Este pentru că într o zi pe norii cerului va apărea Fiul lui Dumnezeu și El ne va chema. Lăudați să fie numele Domnului. În al cincilea rând, vreau să vorbesc despre datoria care o avem de a ne dezvolta în mod fizic, dar și spiritual. Și citesc cuvântul Domnului doar două versete, versetul 39 la 40. Și după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Mă rog în seara aceasta ca copiii noștri, tinerii noștri, noi, să ne dezvoltăm. Vă rog să nu vă supărați de afirmația care o fac. Călătorind în biserici, am văzut biserici care nu sunt dezvoltate, biserici care nu sunt mature și membrii bisericii. Le-am spus și spun, și să mă iertați că folosesc acum în seara de Crăciun, și am spus păstorilor, faceți orice să păstrați unitatea în biserică. Nu faceți ca copiii noștri să vadă că noi ne certăm, că nu ne împăcăm. Lăsați ca Duhul Domnului să fie totdeauna peste biserică și oamenii care vin la biserică să se bucure de prezența lui Dumnezeu. Te întreb în seara aceasta cum ne dezvoltăm noi și mă întreb și pe mine. Mă dezvolt, eu mi-am dezvoltat obiceiul rugăciunii. Nu vreau să o lau pentru că e soția mea și să spun că e mai pocăită ca mine, că asară fratele Benitare a lăudat-o pe soție. Dar vreau să vă spun dumneavoastră, niciodată Mili nu pleacă din casă fără să aibă perioada ei devoțională să citească Cuvântul lui Dumnezeu, să citească Cuvântul pentru astăzi care e acolo și să se roage. Iar când eu vin în sufragerie unde avem noi, nu există moment mai binecuvântat când stăm la cafea, când ne rugăm și putem să plângem, să ne ținem de mână. nu o rugăciune tradițională, penticostală, că am fost învățat să ne plecăm pe genunchi. Dar nu există momente mai sublime decât atunci când împreună cu soția mă țin de mână și rog pe Dumnezeu. Scumpii mei, noi trebuie să lucrăm la dezvoltarea noastră personală. Nu de fațadă, să ne aplaude lumea, ci dezvoltarea noastră interioară, apropierea de Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! În aceastălea rând, avem datoria de a participa la evenimentele naționale. Și aici există un, un lucru pe care îl spune în versetul 41 și 42. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștilor. Când el a fost de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. La sărbători, la evenimente, avem datoria să participăm. Dar nu vrem să fim că participăm la slujbă doar la Paști și la Crăciun. Dar la evenimentele care sunt, știți care e durerea care, care o am? Nu știu dacă dumneavoastră apreciați, știți ce înseamnă pentru Australia să aibă un prim-ministru penticostal? Morrison e penticostal și dumneavoastră știți. Am, când am auzit că el a ajuns prim-ministru, am și scris despre el. Și am spus, cu ani în urmă, îmi doresc ca într-o zi, și în România, să avem prim-ministru penticostal, să fie omul lui Dumnezeu. Și de ce nu, într-o zi, să avem un om cu nașterea din nou, să fie președintele țării și noi să putem să participăm? Pentru că deși mișcarea penticostală din România este a cincea ca număr în țara românească, totuși reprezentanții mișcării penticostale nu sunt invitați la evenimentele naționale, pentru că, așa cum știți, noi suntem o țară ortodoxă, 87% sunt ortodoxi. Dar va aduce Dumnezeu vremea când ne vom implica și în evenimentele naționale. Mări să fie Domnul! Și a șaptea datorie, asta e un pic mai grea, e datoria de a supraveghea copiii. Am să citesc cuvântul Domnului de la versetul 43 la 52. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovară și lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care erau zău rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas în mărmuri și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Vă rog să vă gândiți cât de atenți au fost părinții cu copilul dacă l-au pierdut. Am auzit o întâmplare, sper să fie adevărată. La una din biserici era lume foarte multă, era o biserică ortodoxă. Și fiind lume mult așa cum e la praznicul ortodox, s-a pierdut copilul. Și tata a strigat cu voce tare, deși era slujbă, a strigat cu voce tare numele copilului. Și soția s-a uitat și a zis, taci, nu vezi că vorbește popa? Și tata a zis, eu să tac, tu să tac, să taci, eu n-al n -o să piară? Pentru că îl interesa copilul. Vă întreb în seara aceasta, sunt copiii importanți pentru noi? Ne interesează ce fac copiii, unde se află copiii, sau suntem interesați doar de afacerile noastre, de lucrurile noastre, de programul nostru, de prietenii noștri și uităm de copii. Fie seara aceasta o seară binecuvântată în care noi să învățăm să ne facem datoria. Și am vorbit în seara aceasta de câteva datorii în viață. Numărul 1. Datoria de a respecta legea. Datoria de a fi corecți la locul de muncă. Datoria de a aduce copiii la casa Domnului. Datoria de a avea o viață sfântă. Datoria de a ne dezvolta și fizic și spiritual. Datoria de a participa la evenimentele și sărbătorile naționale. Datoria de a supraveghea copiii. Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Am făcut o înțelegere cu fratele Marinel și am spus că seară cântăreții au avut mai mult timp și n-a avut dânsul timp de predică și în seara asta i-am oferit mult. Am zis că las să și văd că mi-a lăsat timp mult. și mie. Vreau să medităm încă la câteva gânduri. Gânduri care cred că ne sunt constructive. Venim de atâtea ori la Casa Domnului și am înțeles și în seara aceasta că de fapt este o datoria noastră să venim la închinare, să venim acolo unde ne întâlnim înaintea Domnului și în prezența Domnului exprimându-ne datoria noastră cu responsabilitate înaintea lui, totuși ne dăm seama că nu este suficient doar atât. Care este motivul pentru care venim aici? L-am găsit? S-a împlinit față de noi? Venim să-l găsim pe Domnul, să-l căutăm pe Domnul. Atunci când se spunea că Domnul Iisus se naște în Nazaret și vine din Nazaret, unul din apostolii de mai târziu a Domnului Iisus, Natanael, punea o întrebare. Poate ieși ceva bun din Nazaret? La care fratele lui Filip îi spune, vino și vezi. Vino și vezi. Nu știu ce așteptăm de atâtea ori de câte ori venim la Casa Domnului, la Biserică, la închinare, ce manifestări așteptăm ca să vedem prezența lui Dumnezeu? Se pare că de multe ori mulți dintre noi se duc acasă dezamăgiți, considerând că în ziua aceasta n-a fost ceva special ca să ne atragă privirile să ne facă să simțim, să avem niște sentimente care să denote în viața noastră că aici a fost prezent Dumnezeu. Și totuși, El este prezent totdeauna. Păstorii au avut aceeași curiozitate. În seara aceasta ni se spunea despre ei, ceea ce ei au fost provocați sau provocați sau îndemnat unul pe celălalt și au zis în versetul 15, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. Haideți să mergem să vedem ce anume doreau să vadă ei. Minuni, semne, foc coborât din cer, alte experiențe care să scoată în evidență prezența lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu le-a spus prin îngeri, în versetul 12, Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ce însemna aceasta pentru un trecător? Un simplu trecător trecând pe lângă ieslea din Betleem, văzând acolo un prunc culcat într-o iesle și înfășat în scutece. Era ceva anormal, ceva ieșit din comun, ceva ce să atragă privirile și să spună, aici este Dumnezeu, și totuși, cum au constatat păstorii că acolo, în iesle, în scutece, învelit și culcat în iesle aceea, era Isus Hristos, mântuitorul lumii despre care le spusese răngerii? Cum au cunoscut lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu se descoperă în, locuri, în lucruri atât de simple, atât de comune. Lucruri normale pentru oamenii din jur. Lucruri care se pare că este atât de normal să răsară soarele, să fie o zi frumoasă, este atât de normal să mergi la lucru, să fii sănătos, să ai pâine pe masă, ni se pare că toate sunt normale. Dar dacă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în toate acestea este mâna lui Dumnezeu, binecuvântarea lui, purtarea lui de grijă. Suntem noi gata să recunoaștem pentru că ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că acolo este intervenția lui, prezența lui și mâna lui? Cred că același lucru ar trebui să ne convingă și atunci când suntem împreună, că aici este Dumnezeu. De ce? Pentru că o spune el. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu și eu sunt prezent acolo, spunea Domnul. Credem lucrul acesta? Ce dovezi ne mai trebuie? Dovezile vin, dacă credem. Dumnezeu să ne ajute să credem lucrul acesta. Dar sigur că Dumnezeu continuă mărturia lui, nu numai prin auzite, atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îi se propovăduiește, și noi trebuie să-l credem versetul 20 care l-am repetat cu toți și care cred că ne a rămas în, me în memorie. Spune atât de frumos. Ei s-au dus, s-au convins că ce li se spusese era întocmai. S-au întors lăvind și lăudând pe Dumnezeu. Aceasta aș dori să fie atitudinea noastră ori de câte ori venim în prezența lui Dumnezeu, ori de câte ori privind lucrările Lui fie ele în natură, fie ele personale cu fiecare din noi și să recunoaștem, să avem sensibilitatea aceasta, să recunoaștem prezența lui Dumnezeu în familia mea, atunci când eu ca individ doar mă deplasez pe o șosea sau la un loc de muncă sau în oricare altă circunstanță a vieții noastre, să vedem că Dumnezeu este acolo cu noi, să fim convinși de aceasta și aceasta să ne determine la o atitudine de recunoaștere prin al slăvi și a lăuda pe Dumnezeul nostru. Pentru două motive care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi. În primul rând, pentru ce auziseră. Am auzit atâtea lucruri despre Dumnezeul nostru. Nu le-am văzut, dar le citim în Biblie. Nu le-am văzut, dar ne spun prietenii noștri, frații noștri, oameni de pretutindeni, din experiențele lor cu Dumnezeu, ei au crezut ce auziseră, dar au mai crezut ceva, ce văzuseră și au văzut că era un tocmai. Dumnezeu ne oferă și convingeri sau experiențe personale, fiecăruia dintre noi, care dintre dumneavoastră n-a avut niciodată o experiență personală cu Dumnezeu? Am trăit odată o mirare, foarte mare mirare. Când într o familie am fost invitat cu mulți ani în urmă și în discuțiile din familie aceea în care era probleme, a ajuns la un moment dat una din persoanele prezente să spună cumva resemnată, dar a spus o: Eu M-am pocăit, dar niciodată n-am avut experiență cu Dumnezeu, a spus. M-a durut lucrul acesta, pentru că sunt convins că orice om care are sensibilitatea, îl simte, îl recunoaște pe Dumnezeu și mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește prin cartea proverbe să-L recunoaștem în toate căile noastre. Și așa ar trebui să facem, dar sunt oameni insensibili care nu recunosc lucrul acesta, nu-l simt, nu vede prezența lui Dumnezeu acolo. Am plecat din familia aceea foarte trist. Pe drum mă rugam în mașină și am plâns, am zis, Doamne, îndurăte de familia aceasta, măcar o experiență să aibă cu tine. Și experiența s-a întâmplat în ziua următoare. Într-un fel mi-a părut rău și am zis, nu să mă mai rog așa, pentru că chiar s-a împlinit. Și a fost o împlinire care i-a costat. Domnul să ne ajute să fim sensibili la experiențele noastre personale cu El. Dumnezeu ne le oferă. Aș vrea să vă întreb, pe toți care suntem în seara aceasta aici, suntem convinși de prezența Lui Dumnezeu în locul acesta? În viața fiecăruia dintre noi, fie individuală, familiară, socială, oricum ar fi ea, în circunstanțele în care ne găsim, Dumnezeu este prezent în viețile noastre, suntem convinși de aceasta? Convinși de aceasta, vrem să trecem la următorul pas și nu numai în seara aceasta, când dorim să încheiem printr-o rugăciune de mulțumire ci întotdeauna să fim recunoscători lui Dumnezeu, fie dimineața, fie seară. Noi suntem obișnuiți dimineața să ne rugăm pentru nevoile noastre și seara să mulțumim eventual. Haideți să o facem totdeauna și mulțumirea împreună cu nevoile să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a început la mormântul lui Lazar nu cu o rugăciune și cu o cerere, ci cu o mulțumire. Haideți să începem și noi așa totdeauna, să-i mulțumim Dumnezeului nostru recunoscând că lucruri pe care nu le cerem, așa cum spune Apostolul Pavel, El care ne oferă, ne dăruiește mai mult decât cerem sau gândim noi, adică rugăciunile noastre, oricât de lungi ar fi ele, oricât de atenție am fi, dacă ne-am notat toate dorințele noastre, dacă vreți, pe o hârtie și să le citim de acolo, vom constata că atunci când am terminat lista, putem să începem o alta care le-am uitat și de care avem nevoie. Ba mai mult decât atât, lucruri pe care nici măcar nu le constatăm că sunt nevoile ale noastre, Dumnezeu ni le dă și de-abia după aceea vedem ce bun a fost Domnul cu noi. Ne-a dat ce n-am cerut, dar de ce aveam nevoie. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem timpul din seara aceasta, mulțumind din toată inima Domnului. Totodată ne rugăm Domnului pentru toți oamenii din jurul nostru care în circunstanțe ca astăzi, de sărbătoare sau alte evenimente, nu de mult am avut două mormântări la care au participat mulți oameni și care nu au cunoașterea lui Hristos ca și noi. Cunosc altfel pe Hristos, în felul lumii. Dar au avut ocazia aceasta să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur vor mai avea, dacă Dumnezeu oferă zile omenirii acesteia, pământului acestuia, Domnul să se îndure și să mai cheme la pocăință. Domnul să ne ajute și pe noi în fiecare zi, să ne maturizăm, să creștem pentru a ajunge la statura voii sale, de plină a plinătății lui, așa cum spune apostolul Pavel Efesenilor. Așa dorește Dumnezeu, să ajungem la statura aceea plinătății lui. Dumnezeu să ne ajute. Ne rugăm în scopul acesta, ne rugăm ca Dumnezeu să dea har și în... Întâlnirile noastre următoare, care vor avea loc în locul acesta, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul său, cu prezența sa și să facă pentru toți cei ce pășesc pragul acestei case ca să-l găsească într-adevăr pe Dumnezeu. Nu în lucruri mari, să fie sensibil la cele mai mici în care se reflectă, se poate vedea și descoperi prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure. Apoi mulțumim Domnului pentru seara aceasta, rugându-l să ne binecuvinteze și la casele noastre. Amin. Vă invit din nou cu respect să reocupați locurile și mulțumim Domnului care a fost cu noi și în seara aceasta. În continuare vă urăm sărbători fericite, dorind ca Dumnezeu să vă dea fericirea, sigur, nu numai din împlinirile fizice, de care ne bucurăm din belșug tot și mulțumim Domnului pentru aceasta, dar și din cele spirituale, gândindu-ne, meditând la îndurarea, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu despre care cântăm, pe care o vestim în aceste ocazii a sărbătorilor nașterii Domnului. Sigur, ne întâlnim duminică la ora 9 și jumătate din nou locul acesta, după care și duminică seara, când vom continua, să medităm la această istorie a venirii în lumea noastră a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fie cu noi, cu familiile noastre și să continue să ne dea bucurii și pace.